Da, bună ziua! Dragi voluntari, iată ne-a ajuns la momentul culminant al taberei internaționale de pregătire și instruire în situații de urgență. Așa cum v-am spus de dimineață, la ora 12 încercăm, după cum vedeți, masa este plină de invitați, să deschidem oficial această tabără, care va dura aproximativ o săptămână. Pentru invitați aș vrea să fac o mică introducere. Tabăra noastră, misiunea taberei de la Comănești, aflată deja la a șasea ediție, este pentru voi. Este o aprofundare, în primul rând, a cunoștințelor pe care le aveți în domeniul situațiilor de urgență, în intervenirea în situații de urgență și de a oferi prim ajutor acolo unde este necesar. Și foarte important este de o întărire a relației între voluntari și între filiale atunci când sunt evenimente care depășesc, să spunem, sfera zonei unde noi acționăm. Pentru acest eveniment am invitat câteva persoane care să ne ajute să înțelegem mai bine care este misiunea noastră și cum ar trebui să lucrăm cu instituțiile statului și cu societatea civilă atunci când se întâmplă, din nefericire, evenimente unde ar trebui să intervenim și noi, în ajutor, bineînțeles. Pentru asta aș vrea să încep puțin să prezint invitații. Primul și cel mai important pentru noi, pentru că suntem la a șasea ediție, aici, la Comănești, vreau să vi-l prezint pe primarul orașului Comănești, Viorel Miron, alături de mine. Mulțumim foarte mult pentru tot sprijinul. Găzduirea în atâția ani și nu numai pentru găzduire, pentru tot sprijinul pe care îl oferă sub filialei de Comănești și filialei Bacău, bineînțeles. În dreapta mea este directorul executiv al Crucii Roșii, filiala Bacău, domnul director Dan Marcel Babliuc. Fără dânsul n-am putea să ne desfășurăm activitatea. Nu e o problemă, nu? Așa, și aș vrea să încep să nu greșesc seria de invitați. De asemenea, am invitat la evenimentul nostru de astăzi și pe domnul inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, domnul colonel Ovidiu Cărășel, cu care lucrăm în atâtea evenimente. Doamna director executiv al Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău, doamna doctor Arin Mihaela. Doamna manager general al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, doamna doctor Aura Crețu. Doamna sublocotenent Elena Porea, deja ați cunoscut-o azi dimineață. Dânsa ne-a prezentat un curs intensiv și cred eu, după cum ați aplaudat, foarte interesant, pe curs de prim ajutor psihologic atunci când se întâmplă un dezastru. Domnul locotenent colonel Liche Lucian de la Brigata 61 Miercurea Ciu, vânător de muncă. De asemenea, ne-am împărtășit câte ceva din experiențele din teatrele de operații din străinătate și cele din România, acolo unde dânsul ne-a explicat cum intervine și societatea civilă în lanțul de decizii și de acțiuni în situații de urgență. De asemenea, avem pe domnul primar al orașului Dărmănești, Toma Constantin. Dânsul astăzi este prezent în mijlocul nostru cu dorința de a oferi sprijin filialei Bacău, de a înființa o subfilială la Dărmănești, subfilială de Cruce Roșie, și mulțumim, abia așteptăm să lucrăm cu vecinii noștri. De asemenea, avem invitat pe domnul primar al orașului stațiune Slănic Moldova, domnul primar Baciu Gheorghe. Dânsul vine cu experiență în această zonă, pentru că avem subfilială de Cruce Roșie acolo și lucrăm foarte bine cu colega noastră, cu Dana și cu mulți alții de la Slănic Moldova. Din partea municipiului Moinești îl avem pe domnul viceprimar Bogdan Legănuș. Și tot în sprijinul nostru, ca și domnul primar, vine și domnul viceprimar Ciobanu Adrian. Și ca la orice eveniment avem nevoie de sprijin, de sponsorizări, pentru că sunt destul de multe lucruri care ne trebuiesc la
partea logistică. Astăzi avem alături de noi, din partea CR Prietenia Comănești, pe domnul președinte Timaru. Și doamna director executiv al CR Prietenia, doamna Silvia Coitoianu. Da, și bineînțeles, colegi de-ai noștri, dacă mai avem două locuri, dacă vreți să veniți alături de noi aici, doamna director sau domnul președinte. Mai avem colegi de la filiala Bacău, pe Laura, pe Raluca și mulți alții. Ca să sper să nu se supere cineva. Maria. Ok. Mirela. Aoleu, Mirela. Cu tine avem treabă după amiază la cursul de prim ajutor. Sper să nu te-am supărat. Ții cursul, da? Te mai gândești, ok. Iartă-mă. N-aș vrea să mai vorbesc prea mult, că aseară v-am bătut mai mult la cap, pentru că a fost începutul taberei pentru noi, intern aici. Și aș vrea să-i dau cuvântul domnului director Dan Marcel Babliuc să mă ajute în organizarea de astăzi. Mulțumesc! Eu nu doream să iau cuvântul, dar dacă domnul subprefect m-a forțat, trebuie să fac lucrul acesta. Dragi voluntari, bine ați venit. Sper ca vremea să ne ajute și să vă simțiți așa cum vă doriți dumneavoastră. Să plecați de aici cu un bagaj de cunoștințe care să fie util în viața de zi cu zi, dar și în filialele din care faceți parte. Să transmiteți colegilor și colegilor mei multe sănătate și să vă exploateze cunoștințele care le dobândiți aici pentru ceilalți voluntari. Doresc să mulțumesc tuturor celor care sunt la masa prezidiului, ca și în fața prezidiului, pentru susținere, pentru participare la această activitate, pentru că împreună, în mod cert, vom putea să facem mult mai mult. Sunt instituții ale statului, administrații publice care trebuie să aibă un sprijin și în Crucea Roșie, pentru care funcții de sprijin și conform legislației în vigoare, cam la a doua, a treia zi, ar trebui să intrăm și noi în a oferi acele servicii care sunt specificate. Vor putea fi oferite aceste servicii dacă administrația publică locală va sprijini organizația Crucea Roșie acolo unde ea există și funcționează. Știți că și dumneavoastră participați la acțiuni și activități. Întotdeauna aceste acțiuni se desfășoară alături de cei de la ISU, alături de armată în situații grave cum e războiul și alături de cei de la Serviciul Județean de Ambulanță, acolo unde există servicii de ambulanță. Noi la Bacău avem și participăm în multe situații în comun la diverse acțiuni și activități. Nu vom putea răspunde în continuare la invitațiile care vor fi făcute pentru a participa la exercițiile ISU sau de altă natură. Atât timp cât nu vom fi finanțați, nu putem răspunde la aceste acțiuni și activități în care statul oferă carburant la ISU, la toate instituțiile, nu ne trebuie bani ca să putem achiziționa carburant și alte dotări ca să putem răspunde la aceste antrenamente care le consider utile. Dorim să participăm, dar dorim să participăm în condițiile în care vom fi înțeleși că e nevoie să fim susținuți. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru participare, doresc să aveți acțiuni și activități care să vă fie pe plac. Mulțumesc tuturor celor care au participat și au susținut Crucea Roșie Bacău sub o formă oarecare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule director. Dau cuvântul domnului primar al orașului Comănești, Viorel Miron. Vă rog. Mulțumesc, domnul subprefect. Vă zic, permiteți să vă spun și eu bun venit tuturor. Am avut nefericita situație de a prelua acum 20 de ani conducerea acestui oraș, prin care, cred că trebuie să vorbim mai tare ca să audă și în spate, deși au pus pe cei cu urechea mai ascuțită, i-au pus în spate și cred că audă și ei. Trebuia o stație, un microfon totuși. Am avut nefericirea de a
intra direct, într-o situație din aceasta în care neinstruit, neșcolit, neexperimentat, a trebuit să facem față la absolut tot ce ne s-a întâmplat în acea perioadă. Și atunci, în acea perioadă, l-am cunoscut pe domnul director Babliuc, când a venit cu echipa de la Crucea Roșie și a fost alături de noi zi de zi, noapte de noapte, pentru că s-a lucrat zi și noapte, 24 de ore din 24. Aceste instruiri sunt necesare pentru că niciodată nu putem ști ce poate să aducă ziua de mâine sau chiar ceasul următor. Trăim niște vremuri destul de grele și dacă nu suntem experimentați și nu știm, putem să murim cât ai clipi din ochi, cât ai... Mă bucur să fie alături și prezenți aici și doamna director de la Ambulanța Bacău și de la doamna director al DSP Bacău, pentru că niciodată nu putem ști unde ne paște acel necaz. Nu putem ști. Chiar acum mă gândeam la un caz care a murit în casă, mâncând, stând la masă cu soția. Ce credeți că a mâncat? Un pui. Probabil un osțior din ăla l-a înghițit și n-a știut ce să-i facă. N-a cum să-l... i-a dat probabil după cap sau ce a făcut. A murit, efectiv. S-a uitat la el cum a murit. Sau câte situații avem când perioada prin care am trecut și cine știe ce perioade vor veni cu acest COVID, care pare că a trecut, dar nu știm dacă a trecut. Pare că am scăpat, dar nu știm de ce am scăpat și ce mai urmează. Habar nu avem. Apar problemele acestea cu seceta. Când poate să ia foc un sat întreg, de la nimic. Dacă nu știm să acționăm imediat, să intervenim imediat, să anunțăm imediat pe cine trebuie. Dacă nu știi în acele momente să faci ce trebuie, te poți trezi că de la un foc care îl poți stinge cu o găleată de apă, nu mai poți stinge nici cu 10 mașini de pompieri. De aceea sunt bune aceste tabere prin care trebuie să instruim cât mai multă lume. Ar trebui făcut un material care să fie distribuit populației și care să știe cum să acționeze în anumite situații. Ar trebui să fim pregătiți oricând, la orice oră, din zi și din noapte. Se vorbește tot mai mult de acele cutremure care au apărut acum în zone pe care nu erau considerate ca zone periculoase și ca zone în care să putem să considerăm că sunt afectate sau vor fi afectate de vreun cutremur. Ne putem trezi în orice clipă și în orice moment cu orice fel de situații din acestea deosebite. Noi am avut situația deosebită prin care ne-a plecat și un munte la vale și a trebuit să acționăm. Am demolat case, am mutat sat întreg, zeci de gospodării, zeci de familii și au luat toată mobila, tot ce a avut în casă și a plecat în altă parte. Deci nu putem să știm ce se poate întâmpla. De aceea trebuie să facem o echipă împreună, să fim alături unii de alții, chiar dacă nu s-a întâmplat în localitatea mea și este în localitatea vecină, să ne sprijinim unii pe alții, să ne învățăm, să ne putem baza pe semenii noștri și trebuie să știm că oricând cel care se află într-o astfel de situație, el este astăzi, dar mâine pot să fie eu, putem fi noi, pot să fiu eu, putem să fim noi. Mulțumim domnului director Babliuc pentru tot sprijinul. Noi ne angajăm să putem să recompensăm 1% din tot efortul care îl face dânsul, dar nici atât n-a recompensat până acum. Doar suntem bucuroși că suntem ajutați, dar când dumneavoastră cere sprijinul, trebuie și noi să spunem prezent și să ridicăm mâna și să semnăm și niște state de plată sau de ordine de plată prin care să putem să ne achităm și noi onorabil pentru mici cheltuieli. Ați văzut, e vorba de cheltuieli de transport, deplasare, niște cheltuieli
care nu sunt de mare valoare, dar care sunt de o mare, mare importanță pentru noi, toți cei care trăim în această perioadă grea. Mulțumesc și domnule inspector șef și tuturor colegilor care sunt prezenți astăzi, domnule director Arim și domnule director Crețu, șef a serviciului ambulanță a județului Bacău. Și vreau să le mulțumesc pe această cale pentru tot sprijinul care mi l-a acordat de-a lungul timpului, când am avut ocazia și datorită intervenției prompte și rapide, în anumite situații au salvat multe vieți omenești. Eu pot să confirm acest lucru cu mâna pe inimă și mulțumesc din care afară, în numele celor salvați. Vă mulțumesc tare mult și mult succes, domnule subprefect, la toată activitatea și în toată perioada aceasta pe care o aveți la noi, la Comănești. Mulțumim frumos! Vreau să vă spun că activitatea mea în Cucea Roșie a început tot prin voluntariat de inundații. Iar în 2005 și mai târziu, eram doar un simplu voluntar atunci, și mai târziu domnul primar m-a căutat în primăria orașului Comănești, în toamna lui 2005, și iată, anii au trecut, acum sunt subprefect, mâine știu ce mai e fi. Vedem împreună, cu sprijinul celor de la masă și al vostru personal. Bun, aș vrea să dau în continuare, mulțumesc încă o dată domnului primar pentru tot ceea ce face pentru ca Sufileala Comănești să existe și să desfășurăm astfel de activități, pe rând noi încă la vreo 20 de ediții de tabere aici la Comănești. Aș vrea să dau cuvântul în continuare domnului inspector șef al ISU Bacău, domnul colonel Crășel. Vă rog. Mulțumesc. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru invitație în primul rând și felicitări Cucii Roșii Bacău pentru activitatea pe care o organizează. De asemenea, cred că trebuie să mulțumim autorității locale în Comănești, domnului primar, care susține această activitate și sper eu împreună cu Cucii Roșii Bacău această activitate să o desfășurați mulți ani de acum înainte, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Bine ați venit aici la Comănești. Știm cu toții că acest concept mai nou, să spun, de reziliența comunităților nu se poate realiza fără aportul fiecărui cetățean. Și chiar dacă la noi în legislație, deci inclusiv în legislație a apărut, este un concept vechi, da? Întotdeauna orice cetățean, fie că e dintr-un sat sau dintr-o localitate mai mare, într-o situație de urgență, a sărit în sprijinul apropiaților. Fie că i-au luat la ei acasă după un incendiu sau după niște inundații, fie că au făcut o chetă și au pus, să spun, banii unul de la altul să ajute respectivul cetățean care, în urma unei situații de urgență, a avut de suferit. În momentul de față, da, nu doar noi în România, e un concept global. Ne bazăm foarte mult pe pregătirea fiecărui cetățean. Da, am ajuns la acel stadiu, să spun, da, în dezvoltarea noastră ca umanitate, în care fiecare dintre noi să poate da o mână de ajutor celui din apropiere aflat în nevoie. Și atunci sărim cu bani, cu tot ceea ce putem, dar consider că aceste tabere sau pregătirea voluntarilor din toate ONG-urile care funcționează este necesară. Și pregătirea nu se poate face decât prin ședințe în care, să spun, cheamă personal de la ISU, de la ambulanță, pentru diferite categorii de pregătire sau tabere de acest gen unde sunt convins că sunteți ceva mai pregătiți decât niște cursuri pe care le faceți câte o oră, două în săl de curs. Aici, din ce văd în această curte, cu siguranță veți deprinde mult mai multe activități sau moduri în care să acționați în situații de urgență. Încă o dată vă mulțumesc. Așa cum a menționat domnul Babliuc, legislația, respectiv hotărârea de guvern 557, prevede în dreptul Crucii Roșii,
da? Trei funcții de sprijin și acelea sunt pentru ajutorul populației, acordarea primului ajutor și asistență medicală spitalicească chiar. Deci primul ajutor în fază pre-spital și chiar asistență medicală în spital. Și aceste funcții de sprijin nu pot fi îndeplinite decât cu pregătire. Deci ca un voluntar să asigure asistență medicală în spital trebuie pregătit. Da, poate pe situații de urgență se pricepe toată lumea și învață repede. Dar am dat câteva exemple. Așa cum ați văzut, inclusiv în situația de față, da? În care în Ucraina este un război, sunt convins, dacă avem colegi aici din județele de pe graniță, filiale de Crucea Roșie și nu numai Crucea Roșie, și alte ONG-uri din acele județe acordă asistență în acele tabere organizate pe graniță pentru persoanele care se retrag din Ucraina sau din zona de conflict. Eu vă mulțumesc, succes în continuare și la cât mai multe tabere de acest gen în fiecare an. Mulțumesc! Vreau să deschid puțin programul, să nu mă încurc. Aș vrea să mulțumesc foarte mult domnului inspector șef, pentru că dânsul va avea împreună cu colegii de la detașamentul din Moinești un atelier dedicat vouă, deja cred că îl cunoașteți, despre organizarea taberei de sinistrați sau refugiați, că ne aflăm într-o situație de genul acesta, așa cum a spus și domnul inspector. Asta se va întâmpla marți, când am înțeles că va fi ceva inedit, așa cum a fost în fiecare an. Cei mai vechi știu despre ce este vorba. Mulțumim, domnul inspector șef. Bun. În continuare aș vrea să o invit la microfon pe doamna manager general al SAJ Bacău, doamna dr. Aura Crețu. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. În primul rând, mulțumesc domnului director de la Crucea Roșie, cu care am o colaborare de mai bine de 10 ani, nu domnul director, din momentul în care s-a înființat, foarte veche, din momentul în care s-a înființat la Bacău serviciul de ambulanță al Crucii Roșii, primul din România și care funcționează și în prezent și avem o colaborare foarte bună și ne-au sprijinit foarte mult și în perioada de COVID, cu domnul primar Viorel Miron, cu care de asemenea avem o colaborare de prin 2007, nu de la primele inundații, de la următoarele care au venit. Și am intervenit împreună, lucrăm împreună pe unii dintre dumneavoastră care sunteți aici, îi cunosc, pe cei din filiala Bacău, în special. Am și colegi care lucrează la serviciul de ambulanță Comănești aici, în rândul dumneavoastră. Și cred că au fost în fiecare an, din câte știu eu. Vreau să vă spun că, deși noi suntem un serviciu profesionist și asta facem, acordăm asistență medicală în prespital și noi ne pregătim în tot ceea ce înseamnă dezastre în fiecare an. Facem instruiri împreună cu celelalte instituții, împreună cu colegii de la ISU și de multe ori și cu alte instituții private sau publice care au nevoie de exerciții pentru a interveni în diferite situații de urgență, suntem prezenți acolo. Și numai lucru în echipă, colaborarea cu toate celelalte și faptul că nu putem, chiar dacă suntem mulți, noi suntem 320 de persoane care lucrăm în serviciul de ambulanță Bacău, nu putem toți 320 să participăm la un exercițiu. De fiecare dată trebuie să încercăm să facem acest lucru, îl facem în afara timpului normal de lucru. Ne preocupă acest lucru și este extrem de important, pentru că într-o situație de dezastre salvăm bunurile. Da, sunt de acord, salvăm animale, salvăm de toate. Bunurile le pierdem, dar la un moment dat le putem reface. Dar viața noastră, sănătatea oamenilor, e foarte greu de recuperat, ca și sănătate. Iar viața, nu mai spun, este un element esențial. De aceea este foarte important să participați la astfel de activități. Rugămintea mea este ca în momentul în care ajungeți în județele dumneavoastră să le transmiteți colegilor dumneavoastră, să participați la diverse acțiuni. Este foarte, foarte util cât mai multe persoane să cunoască măsuri de prim ajutor, să știe cum să intervină.
Asta este foarte important, dar al doilea, dacă ne adunăm foarte mulți oameni și este un dezastru și nu lucrăm coordonat și nu știm care este legislația, cine ce atribuție are și până unde putem să intervenim, ne putem încurca unii pe alții. De aceea le mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți aici. Sunt convinsă că toți care vor susține sesiuni de pregătire pe diverse domenii vă vor ajuta să înțelegeți de ce este important să lucrăm în echipă pentru a salva vieți și bunuri omenești. Vă doresc succes în continuare! Și eu vreau să mulțumesc foarte mult pentru colaborarea excepțională pe care o avem cu Serviciul Județean de Ambulanță, sau de Ambulanță Județean, iar pentru această tabără am cerut sprijinul al subunității din Comănești pentru un curs de traume plus triaj. Se va ocupa deja voluntara noastră de Cruce Roșie, Mirela. În continuare aș vrea să dau cuvântul doamnei director Ari Mihaela, șefa sau director executiv al Direcției de Sănătate Publică Bacău. Mulțumesc! Mă bucur că sunt alături de un grup de cursanți, de voluntari atât de numeros. Văd foarte mult tineret și ne încarcă cu energie pozitivă prezența acestor tineri care doresc să se instruiască, vor să afle mai mult, vor să se dezvolte, pentru că o persoană care acționează corect în condiții de urgență este o persoană instruită, așa cum a spus și doamna manager a Serviciului de Ambulanță Județean, o pregătire continuă, o preocupare pentru a ști mai mult, eforturi coordonate și conjugate ne ajută să avem o intervenție eficientă în cazul în care se impune. Mulțumim organizatorilor pentru că înțeleg că suntem la a șasea ediție acestei tabere, așa numită tabere de pregătire și de intervenție. Înțeleg că vor fi atât moduluri teoretice cât și moduluri practice. Veți avea posibilitatea ca după coordonarea profesioniștilor din domeniul să vă perfecționați, să vă însușiți și noțiuni teoretice, dar și modalități de intervenție practică. Și denumirea este tabără pentru pregătire și intervenții în caz de dezastre. Aș vrea să precizez faptul că o intervenție la moment de către persoane cu bună pregătire evită ca o situație de urgență să devină un dezastru. Și în ultima perioadă ne-am confruntat cu tot felul de situații, pornind de la acea pandemie pe care noi nu am avut știință decât din cărți, din teorie, a fost nevoie să intervenim atât preventiv cât și faptic și revăd aici o serie de persoane care ne-au sprijinit în campania de vaccinare. A fost un moment de mobilizare maximă și cu sprijinul Crucii Roșii, pentru care mulțumim foarte mult pe această cale domnului Vabliuc în mod special, dar și echipei dânsului. Revăd multe figuri pe care le-am simțit alături și cu gândul, dar și cu fapta, în multe din maratoanele acelea pe care și noi le-am implementat cu această ocazie. Revin și la situațiile de urgență amintite de domnul primar și nu aș vrea să rememorez acele momente de inundații cu care ne-am confruntat. Traversăm o perioadă de caniculă, unde iarăși este nevoie de intervenția voluntarilor, atât pentru intervenții a ceea ce se întâmplă sub ochii noștri, dar pentru situații pe care le putem preveni, acea inițiativă de a investiga și de a identifica posibile cazuri vulnerabile care se află la domiciliu și tot cu sprijinul voluntarilor Crucii Roșii trebuie să desfășurăm aceste acțiuni. Secetă, sperăm să nu
aibă urmări nefavorabile și negative asupra noastră, iar conflictul militar care este în derulare a adus în fața noastră încă o provocare. Deci aș putea spune că la acest moment ne aflăm sub o presiune triplă, lăsând la o parte impactul social, impactul economic, avem valul 6 al pandemiei de COVID, care se conturează și care nu pare a fi atât de simplu ca și număr de persoane care se confirmă, sperăm să nu ne confruntăm cu situații grave. Până la acest moment nu. Este și un îndemn pentru dumneavoastră să păstrați pe parcursul acestor zile și distanță și în momentul în care aveți oarecare îndoiele asupra stării de sănătate, intervenții și sunt convinsă că vor fi aceste lucruri, eventual testare, aveți medici, printre dumneavoastră veți avea reprezentanți ai substanței de ambulanță și vă vor instrui și vă vor învăța cum să vă protejați în primul rând pe dumneavoastră și ulterior pe cei din jurul dumneavoastră. Această tavără, sunt convinsă că acest lucru îl va aduce în atenție pentru a ajuta pe ceilalți, pentru a fi aproape de semenii noștri. Trebuie mai întâi să fim noi sănătoși, să fim instruiți, să știm cum să ne protejăm. Aflu că în prima parte, prima zi a activităților taberei, ați avut un curs de probabil dezvoltarea unor abilități psihologice, cum să vă protejați de ceea ce vi se oferă, pentru că din voluntari, din dorința de a face bine, să nu ne facem noi rău. Și pentru acest lucru este o știință, este o artă, este muncă în a ne perfecționa pe noi. Nu oricine poate să fie voluntar, nu oricine trebuie să fie voluntar, trebuie să avem persoane instruite, informate, pentru că, repet, pentru a fi util celor din jurul nostru, trebuie mai întâi să fim noi protejați, să avem un scut de protecție, atât la nivel fizic, cât și la nivel psihologic. Ajutați aproapele, dar în primul rând, salvatorul trebuie să fie, să știe să se protejeze pe el. Sper să nu mă înțepe vreo și să fie nevoie de un ajutor. Mulțumim gazdelor, autorității locale, care este un sprijin pentru organizarea acestei a șase ediții și fără de care, evident, nu se poate organiza fără persoane cu suflet mare, fără persoane care să pună la dispoziție aceste condiții într-un peisaj nemaipomenit. Recunosc, e prima oară când mă aflu în această zonă și sunt încântată de beneficiile naturii și ne încărcăm cu energie de la voi. Atât de mult tineret, dar și de la natură, pentru că ceea ce se întâmplă acum sub aspect climatic, sub aspectul dezastrelor, pentru că le constatăm în diferite țări, caniculă, secete, fenomene extreme, se întâmplă pentru că ne-am pierdut acea legătură cu natura, am uitat că noi ca și persoane vii trebuie să fim aproape de ceea ce este viu, de plante, de animale, de mediu și în acest fel sunt convinsă că mediul vă va inspira și vă va stimula în a asimila cât mai multe cunoștințe. Evident, sufletul acestei tabere este domnul prefect Jitaru și îl felicit cu această ocazie pentru efortul și pentru tenacitatea și pentru sustenabilitatea acestui eveniment. Bineînțeles, domnul Babliuc l-a menționat de câteva ori, dorim sănătate și să fie alături de noi cu aceeași expertiză și aceeași maturitate în nenumărate intervenții pe care le-am avut împreună.
colegii mei, doamna manager ambulanței, care a demonstrat, dacă mai era nevoie de demonstrat, și în această perioadă încinsă, aș putea spune, din 2020 încoace, tenacitate, energie, exact ceea ce spunea și dânsa, coordonare, voturi conjugate, astfel încât să nu ne suprapunem, să nu intrăm în agitație, că nu știm să facem fiecare ce trebuie, fiecare la momentul respectiv. Domnului colonel Cărășel, care ne-a indicat în această perioadă cam ce trebuie să facem într-o situație de urgență. Și am descoperit și Comitete Județene de Situații de Urgență și Comitet Județean de Coordonare și Conducerea Intervenției, lucruri care erau pe hârtie, care erau în documente normative, în acea hotărâre de guvern 557, pe care le învățam în instruiri, dar nu știam că o să le și experimentăm. Vă doresc succes, vă apreciez efortul pentru a vă instrui permanent. Doresc ca pregătirea dumneavoastră în această tabără să fie completă și să nu fie nevoie să implementați aceste noțiuni pe care le veți experimenta și sub aspect practic în această organizare. Mult succes, sănătate și să ne vedem cu bine tot în situații din acestea de pregătire, de instruire și în vremuri liniștite. Da, mulțumesc foarte mult, doamna director. Într-adevăr, relația cu Direcția de Sănătate Publică, cel puțin la nivelul instituției prefectului, trebuie să fie una destul de strânsă. Și cred că eu că a funcționat, mai ales în perioada începutului de pandemie, cel puțin când a fost numit în august 2020, s-au văzut, spun eu, împreună cu Crucea Roșie, rezultate deosebite prin toate maratoanele și campaniile de vaccinare din județul Bacău. Cred că am fost peste tot, nu știu dacă a existat. Cred că peste tot au fost voluntarii noștri de Cruce Roșie. Și s-a văzut, pentru că fără voluntariat nu puteam să ajutăm populația, să îi îndreptăm spre această campanie de vaccinare. Bun, mulțumesc încă o dată, doamna director, pentru prezentare și pentru mulțumiri și pentru tot ceea ce faceți pentru ca noi să ne desfășurăm activitatea în acest județ. Avem în rândul nostru, înainte de a da cuvântul și altor invitați, din partea Parlamentului României, pe domnul deputat Mircea Feche, deputat de Bacău. Să fac așa o mică introducere. În această tabără avem peste 20 de filiale de Cruce Roșie din țară, voluntari care sunt, spun eu, cei mai implicați în activitățile lor. Dau așa câteva exemple de județe: Constanța, Sălaj, Mehedinți, Neamț, Suceava, Vaslui, mai ziceți și voi ceva? Caraș-Severin, Ialomița, bun, avem, Hunedoara, iată, de Brașov, bineînțeles, Iașu, să nu uităm. Brașov, Constanța. Constanța, am zis. Bun. Ok, suntem și e foarte bine și faptul că vin din și de la Constanța, de unde e mai maia, aia mai goală acum, așa e un lucru bine de punctat aici, la noi, la Comănești, la munte. Bun, dau în continuare cuvântul colegilor noștri să vă mai salut o dată și le mulțumesc cu această gale pe reprezentanții din partea armatei, pe doamna psiholog Porea, doamna ofițer în cazul de față. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu am revenit după câțiva ani în acest colectiv și e o mare plăcere pentru mine să vă revăd pe toți. Am susținut astăzi primul atelier din tabăra asta. Atelierul pe pregătire de prim ajutor psihologic de data asta. Am avut ca scop, în primul rând, să încheg o echipă, fiind primul atelier, să încerc să, în puținul timp care a fost, să îi fac pe tineri să înțeleagă cât de important e să fim noi rezilienți, din punct de vedere emoțional, pentru a putea ajuta. Pentru că, într-un blocaj psihologic
nici noi salvatorii nu putem fi salvatori. Eu am simțit că mi-am atins scopul și le mulțumesc tinerilor pentru feedback. Ne-am luat și simbolul care o să însoțească toată săptămâna asta. Cred că astfel de ateliere ar fi necesare și în școli cât mai des. La un moment dat, când mi-am început activitatea în școala post-liceală sanitară, am avut o acțiune de o săptămână la 5 licee din Moinești, 5 cred, au trecut ani. Au fost atunci pregătiți pentru a acționa pentru acțiuni de prim ajutor în jur de 1500 de elevi. Atunci era prim ajutor în caz de urgențe, dar cred că și acest prim ajutor emoțional în caz de blocaje emoționale ar fi ideal, pentru că tinerii noștri se confruntă cu aceste blocaje și în viața lor de zi cu zi, nu doar în caz de dezastre. Și de cele mai multe ori spunem că noi nu îi înțelegem sau ei nu ne înțeleg pe noi și căile de comunicare fiind diferite, nu reușim să ajungem unii la alții. Eu zic că se poate, avem aici exemplu viu a tinerilor implicați în comunitate și dacă noi îi susținem cu încredere, cu siguranță și ei vor fi adulți responsabili și vor aduce lucruri minunate în comunitate și în viața socială. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și mai bine cu drag! Bună ziua, am doresc să vă salut. Locotenent colonel Lichie Lucian, sunt de la Brigada 61, vânător de Munte Mecurea Ciuc. Săptămâna trecută am primit de la doamna locotenent Porea un forward, sau cum se spune mai nou acum, la un e-mail, prin care am fost solicitat să particip ca și membru activ în cadrul taberei pe anumite, sau pe domeniul militar. Și tot m-am gândit până azi dimineață, când am făcut drumul de o oră jumate de la Mecurea Ciuc la Comănești, ce să povestesc, astfel încât să nici să nu plictisesc, să vin cu ceva nou pe piață. Și m-am oprit pentru câteva cuvinte, pentru câteva minute, dar de fapt, uitându-mă la ceas, era trecut deja de o oră, despre conceptul, conceptul cinic, care să traduc așa în ghilimele, ar fi cooperarea civil-militară. Este un termen nou pe care Armata României l-a împrumutat acum 20 de ani din țările NATO. La fiecare unitate, și aici nu vreau să intru în detalii, de la nivel brigadă în sus, avem câte un birou cinic, ceea ce presupune existența unor specialiști care face liantul între un comandant militar și mediul civil. Și aici vorbim și pe timp de pace, și pe timpul unui război sau conflict, și în perioada post-conflict. Și acest mediu civil îl putem caracteriza prin populația civilă, prin autoritățile locale, prin organizațiile guvernamentale, organizații non-guvernamentale, etc. sau organizații internaționale. Acum, noi ca sistem militar, chiar dacă termenul de cimic n-a existat decât acum 20 de ani, noi de întotdeauna am fost altul de mediu civil, și la bine și la greu. La noi în județul Harghita, într-adevăr, acum câțiva ani am participat alături de autoritățile locale în sprijinirea populației civile în urma unor dezastre naturale, inundații, și au fost și câteva cazuri de incendii, de pădure.
Ca și o concluzie, vreau să vă spun că întotdeauna când aveți nevoie de sistemul militar, puteți să nu neapărat să ne cereți sprijinul. Da, să ne cereți sprijinul și cum spunea și doamna director de la DSP, există acele comitete județene care chiar își fac treaba și Doamne ferește să nu se întâmple, dar noi ne pregătim să fim în măsură să acționăm în sprijinul populației civile, a autorităților locale. Și oricând aveți nevoie de noi, fiți sigur că sistemul militar va acționa cu drag. Mulțumesc pentru tot și mulțumesc domnului subprefect și sper că la anul, dacă va mai exista o invitație, să venim mai pregătiți. Dar și acum știm de despre... Mine... acum o să știm și noi despre ce e vorba, v-am spus. Eu am venit așa un pic de busola că nu știam despre ce e vorba, dar acum sper că mi-am prezentat cu brio, am trecut cu, test, cu brio testul de astăzi. Mulțumesc frumos! Eu mă bucur foarte mult că ați fost alături de noi în această dimineață și dumneavoastră și doamna sublocotenent. Prezența militară întotdeauna ridică ștafeta la un eveniment și ne simțim parcă mai mândri, așa? Cel puțin voi, știu că v-ați făcut și poze, probabil, cu uniforma militară. Mai am câteva persoane, cred că doi voluntari, care una deja urmează, cred că școala militară, liceu, facultate, nu mai știu exact, o voluntară de la Bacău, nu, domnul director? Da. Așa, și... A terminat cineva de aici, un tânăr, serviciu militar voluntar, nu știu exact. Unde ești? Acolo, da, bine. Okay. Să te vedem, să te vadă colegii din armată, că vorba aia. E, are față de armată, nu? Așa. Okay. Bun, am să dau drumul în continuare la cuvântul invitaților. L-aș invita acum, pentru, chiar dacă a venit așa mai târziu, pentru că iată a dus doi viitori voluntari pe eu de Cruce Roșie, nu se știe niciodată, domnul deputat Mircea Fechet, vă rog. Mulțumesc, Narcis, bună ziua tuturor. Iertați-mă de întârziere, dar am ratat un viraj... Am fost și indus puțin în eroare. M-am plimbat puțin și am observat... Mi se face semn să vin în partea asta. E soare. Da. M-am plimbat puțin și am avut ocazia să privesc Comăneștiul și de sus, nu doar vizitându-l la pas. Aș vrea să-i salut pe toți, să-l salut pe Narcis în primul rând, domnul subprefect care face o treabă bună nu doar la prefectură și nu eu fac chestia asta. Și pe Narcis, să știți că eu l-am cunoscut nu ca subprefect, ci l-am cunoscut ca voluntar, l-am cunoscut ca om care se implica printr-o activitate de voluntariat în viața comunității comăneștene și băcăoane. Așa l-am cunoscut și așa îl regăsesc și astăzi și aș dori să-l felicit în primul rând pentru treaba bună pe care o face și în voluntariat și în prefectura Bacău. De asemenea, bineînțeles că îi salut pe domnii primari, în primul rând pe gazda noastră de astăzi, domnul primar Viorel Miron, care este un vechi susținător al Societății Naționale de Cruce Roșie. Și astăzi Comăneștiul pune pe, este pe harta nu doar a României, ci, dacă am înțeles eu bine, fiind vorba de o tabără internațională, cu atât mai mult doresc să-i felicit pe toți organizatorii acestui eveniment, fie că vorbim de armată, fie că vorbim de domnul Babliuc, fie că vorbim de ceilalți directori pe care îi salut cu căldură. Am venit nu întâmplător cu copiii aici, pentru că încerc să îi învăț în România, aici unde avem atât de puțini voluntari la 1000 de locuitori, este un adevăr de care trebuie să ținem cont că raportându-ne la media voluntarilor din celelalte state europene, constatăm că activitatea de voluntariat e una care abia începe să prindă rădăcini în România, un motiv în plus de a felicita organizarea unor astfel de evenimente și încerc să le explic copiilor încă de mici fiind
cât de important este a-ți ajuta aproapele, a-ți ajuta comunitatea și mai ales ținând cont de specificul activității dumneavoastră și anume ajutor în caz de primejdie, în caz de calamitate, în caz de lucruri mai puțin plăcute care se întâmplă, să înțelegem împreună cât de important este să fii voluntar. Aș mai spune doar un lucru. Mă bucuram în anul 2020, când făceam parte din Guvernul României, să aflu ce rol important a avut Societatea Națională de Cruce Roșie în pandemie. Atunci când statul român nu știa cum să aducă mai repede măști, când nu știa cum să aducă mai repede echipamente medicale, când îl auzeam vorbind la telefon pe domnul Silviu Lefter cu premierul României sau pe domnul Arafat cu Silviu Lefter și cu premierul României și discutau despre modalități concrete de a fi în sprijinul populației, că a fost voluntar și că a fost angajat al Societății Naționale de Cruce Roșie, pentru că am avut ocazia să colaborez cu foarte mulți dintre directorii de filiale din țară în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, vă mărturisesc că m-am simțit foarte onorat. Așa că, fără să o mai lungesc, pentru că aveți treabă mult mai importantă decât să ascultați politicienii vorbind, vă urez foarte mult succes să aveți în activitatea pe care o veți desfășura în aceste zile aici. Vă urez să vă simțiți cât mai bine și să aveți rezultate concrete și în ceea ce privește colaborarea dintre Parlamentul României și Societatea Națională de Cruce Roșie, deși aveți, domnul primar are chiar și un deputat de Comănești, care sunt convins că pe problemele Crucii Roșii este la fel de implicat și Cătălina. Vreau să vă spun că parlamentarii Băcăuan și Parlamentul României în general, cu atât mai mult cu cât Crucea Roșie activează în baza unei legi speciale, dedicată special Crucii Roșii, spre deosebire de toate celelalte ONG-uri din România, să știți că suntem mereu aproape. Vă urez succes! A fost o onoare să ascultăm pe domnul deputat. E importantă relația și cu instituțiile statului, dar și cu Parlamentul României, pentru că nu se știe, poate în grupul nostru de lucru vrem să mai modificăm ceva prin legislație și ne ducem cu direcția către deputații noștri, pentru că au puterea aceasta să sprijine prin legi Crucea Roșie. Domnul director are multe de spus în ceea ce privește legea care ne obligă pe noi să ajutăm statul român și cu siguranță vom direcționa câte ceva din propunerile noastre către domnul deputat Mircea. Dau în continuare cuvântul vecinilor noștri de la primăria orașului Bermănești și primăria orașului Stațiune Slănic Moldova, pentru că mai au ceva evenimente, după care mă bucur foarte mult că a venit alături de noi și colegul meu de la instituția prefectului, domnul subprefect Gabriel Lupu. Îl salutăm cu această ocazie. Domnul primar al orașului Bermănești, domnul Toma Constantin, vă rog. Mulțumesc, bună ziua, vă spun și eu. Salut structurile de forță din județul Bacău în materie de ce ține de sănătate și nu numai. Vă salut pe voi, pe toți voluntarii. Cred că a fi voluntar e un lucru nobil, pentru că trăim într-o perioadă în care din ce în ce mai puțin găsim voluntari și de fiecare dată ne izbim de aceea întrebare: ce câștigăm dacă facem lucrul ăla sau ăla? Și dacă dumneavoastră sunteți astăzi prezenți aici, înseamnă că aveți în suflet mai mult decât au alții. N-am să vă vorbesc astăzi din postura de primar, ci de fost salvator. Mulți ani în urmă am făcut parte dintr-o echipă de salvare. O bună perioadă de timp am fost și șeful echipei de salvare. Să nu uitați că sunteți oameni. Voi, cei care salvați la rândul vostru, sunteți oameni. Și mi-a plăcut că a vorbit aici colega noastră de armată de acel blocaj emoțional, blocaj psihologic, cum vreți voi. Diferența între viață și moarte o face pregătirea, dincolo de celelalte calități pe care le avem noi. Eu am salvat și oameni, am salvat și salvatori.
Salut în mod deosebit voluntari din județul Hunedoara. Acolo am fost salvator și m-am pregătit poate cu elita în materie la perioada respectivă. Institutul Național de Securitate Minieră, INSEMEX Petroșani și nu numai INSEMEX-ul, ci și Salvamin. Cei care cunoașteți, știți că sunt niște instituții reprezentative. Am salvat oameni arși, i-am scos din zone miniere prăbușite, am scos din subteran cadavre. Dar ce e foarte important, am salvat salvatori. Și în acea echipă de 2 sau 3 cu aparate speciale pe noi, n-aveam alt sprijin decât colegul de lângă noi, pentru că ne bazam, eram, repet, oameni. Și îmi amintesc uneori cu furie acele vremuri, pentru că n-am reușit să facem tot ceea ce ne propusesem. Îmi amintesc de acele vremuri, poate uneori cu bucurie, pentru că mă întâlnesc cu o parte din cei pe care i-am salvat. Mă gândesc că nu mai activez de ceva ani în sistemul respectiv și cred că aș fi mai avut multe de spus. Dar din nou mă întorc la acele momente critice. Să fiți foarte bine pregătiți. Aceste tabere sunt extraordinar de importante. Ne pregătesc pentru momentele dificile. Mulți dintre voi veți claca în momentele în care veți da piept cu realitățile dure. Vorbeam poate de acele cutremure, a amintit cineva. E foarte greu să vezi un prieten foarte bun pe care trebuie să-l salvezi. Am avut situații în care mi-am salvat colegi de facultate. Unii dintre ei nu mai sunt printre noi pentru că au murit acolo. Am văzut un salvator care și-a scos fiul mort. E foarte greu. Deja era, ce să mai zic, l-am salvat pe el. Asta face diferența, pregătirea. Și să fiți foarte atenți la tot ce vi se spune. Specialiștii au mai trecut prin așa ceva și nu cred că vă spun povești. Niciodată nu o să fim suficient de pregătiți. Unii vor fi mai buni, alții poate mai puțin buni. Unii vor fi mai puternici, alții vor învăța. Dar rezultatul muncii, ce faceți astăzi, ce facem mâine, face diferența dintre acel voluntar nobil într-un om de nădejde. Adică un om pe care te poți baza. Și cred că asta e foarte important. Vă felicit pe toți, îmi doresc foarte mult ca această echipă să crească. Îmi doresc tare mult ca în orașul Dărmănești să avem o subfilială a Crucii Roșii. Cred că sunt foarte mulți alții care nu știu ce faceți dumneavoastră și poate că dacă am fi un pic mai vocal, am reușit să aducem alături de noi și alți voluntari. Cred că sunt și mulți profesioniști care ar putea să se alăture echipei, dar cu siguranță, așa cum spunea un antevorbitor, ne-am dorit ca experiența și ce învățați dumneavoastră aici să nu punem niciodată în practică. Lucrurile stau altfel și ne-a demonstrat că cu siguranță vom avea nevoie de dumneavoastră și cu siguranță vom avea momente în care dumneavoastră, prin implicare, veți face diferența între a fi sau a nu fi. Tuturor vă mulțumesc, mă bucur tare mult că astăzi am venit aici. Îți mulțumesc, Narcis, că m-ai invitat. Mulțumesc și domnului primar pentru organizare. Repet, mă cunosc de foarte mulți ani și cu domnul Cărășel și cu managerul de la Salvare și cu doamna Arim. Știu cât de mult au fost implicați în diverse acțiuni. Mi-amintesc 2014-2016 am fost subprefect al județului Bacău și știu prin câte am trecut. Cu siguranță vor mai veni vremuri grele. Să fiți bine pregătiți, cu mintea deschisă, cu dorința de a face bine și cu siguranță, dacă nu aici, poate în Împărăția lui Dumnezeu, vă veți primi răsplata. Mulțumesc mult!
Mulțumim, domnule primar, cu siguranță veți primi și sprijinul celor de la Comănești să legăm așa o relație pentru vecinii noștri, cum s-a spune. Domnul primar Gheorghe Baciu de la Slădin Moldova, vă rog. Da, bună ziua! V-a speriat domnul primar de Dărmănești, nu? V-a responsabilizat cam tare, o să vin aici pentru că atunci când vorbește printre ultimii nu prea mai ai ce spune, pentru că antevorbitorii tăi nu epuizează subiectele. Prima dată vă voi spune că Slădin Moldova este pe un plan de a dezvolta aceste structuri de prim ajutor. Deja avem peste 30 de voluntari la SVSU. Deja domnul Cărăcel a semnat avizul și suntem și noi în sfârșit un serviciu autorizat pe lege și sunt foarte bucuros pentru acest lucru. Astfel, deja avem mai multe persoane de la Slădin care au venit voluntari aici și asistenți medicali și asistenți comunitari și încercăm să creștem și numărul cetățenilor suport pentru asemenea acțiuni de voluntariat. Desigur că o să plătim și cotizația, domnul Babiuc, adică încercăm să fim cât se poate de corecți. Da, observ o solidaritate instituțională și administrativă și nu am decât să o apreciez. Domnul primar, felicitări, promit că vin și la anul dacă mă invitați, pentru că îmi place să fiu în asemenea locuri unde ne cunoaștem, ne problematicile noastre, ne exprimăm și, bineînțeles că și noi învățăm din experiența colegilor noștri. Dar mai ales sunt foarte bucuros să văd atâția tineri din toată țara, nu? Care vin aici să-și dezvolte abilități. Și mă gândeam așa, mă uitam la Alexandru. Alexandru are 8 ani, nu Alexandru? Da? 8 ani. Când eu aveam aproape 7, eram 4 copii, atunci au fost inundații și casa noastră s-a răsturnat. Și într-o dimineață, un copil de aproape 7 ani, nici n-a putut să iasă pe ușă pentru că nu se deschidea, în fine. Și mi-amintesc de atunci toate eforturile pe care noi, oamenii, Claca și toate celelalte ne-au sprijinit. Este foarte important să ajutăm, pentru că oamenii s-au ajutat și forme de ajutor au existat de cel mai vechi timp. Dar să faci parte dintr-o echipă profesionistă, să faci parte dintr-o echipă unde înveți reguli, unde înveți priorități, unde înveți principii, unde înveți proceduri, nu? Atunci mie mi se pare extraordinar, pentru că este ca și cum ai mai căpăta o meserie. Văd atât de mulți tineri aici, dornici. Desigur că nu toți poate o să ajungeți cei mai profesioniști salvatori, dar sigur o să câștigați toți, pentru că această platformă este și o platformă de întâlnire, de cunoaștere, de cunoaștere de oameni de calitate. Profilul voluntarului este un profil special. El nu este nici oportunist, nu este nici șmecher. Profilul voluntarului este un profil care vă va ajuta să vă dezvoltați prietenii adevărate, să vă dezvoltați competențe adevărate și, bineînțeles, să salvați oameni. Este foarte important că faceți acest lucru. Eu vă mulțumesc personal, orice primar își dorește să aibă cât mai mulți voluntari, pentru că, spunea Gandhi, toți ne dorim să trăim într-o societate mai bună, dar puțin vrem să contribuim la asta. Spiritul de voluntar, odată dezvoltat, el se va manifesta pe mai multe direcții. Și cred că este foarte bine că voi faceți acest lucru, și, adică sunt sigur că este foarte bine, dar sigur vă veți duce acasă și veți multiplica aceste experiențe pe care le dobândiți aici. Eu sper ca să vă fi convins că, apropo de domnul subprefect, eu îl cunosc înainte să fie voluntar din 2005, pentru că era voluntar într-o structură pe lângă biserică și participa și se implică. Desigur, puteți ajunge și voi foarte sus pe o fundație sănătoasă care nu trebuie să exclude implicarea și responsabilitatea individuală și colectivă. Este foarte important acest lucru și încă o dată aprecierile mele tuturor, nu mai vreau să reiau și zilele astea am avut la Slănic întâlniri cu parlamentari și ne-am bucurat competențele și, bineînțeles, și ideile care s-au născut. Eu sunt sigur că Valea Trotușului va fi o vale a unității, a solidarității. Să dea Domnul să nu avem nevoie, cum s-a discutat aici, dar sigur, întâlnirile acestea nu fac decât să confirme că, în caz de Doamne ferește,
și noi avem și resurse umane și alte mijloace prin care să sprijinim. Închei doar cu o maximă, spunea Schumann, foarte mulți nu se implică pentru că este complicat, dar au viața complicată pentru că nu se implică. Vă felicit pentru că vă implicați. Așa mai facem condiții fizică cu microfonul de aici de acolo. Mulțumesc foarte mult domnului primar care a răspuns invitației noastre și pentru faptul că până acum am avut diferite evenimente împreună și cu Crucea Roșie, campanie de vaccinare, am lucrat foarte bine împreună. Aș vrea să mai dau cuvântul ultimilor doi invitați de astăzi, că apoi cred că deja stomacerul trebuie umplut cu mâncare, nu? Miroase deja mâncare pe aici pe undeva. Am să anunț puțin ce va urma după eveniment, înainte să dau cuvântul invitațiilor noștri. Vom ieși la o fotografie, portret, pentru că în fiecare an am făcut acea fotografie de rămas bun, am spus noi cândva, dar acum dacă avem atâția invitați, nu se știe dacă la sfârșitul tabei vine când desfășurăm noi seara și cu acel foc de tabără vor mai răspunde invitații noastre. Drept urmare, să nu vă împrăștiați prea tare, imediat după ce terminăm cuvântările vom face fotografia care ne spune multe, cel puțin pentru mulți dintre noi care suntem în Comănești și am organizat deja, iată-ne, la a șase ediție, măcar ne spune cum mai arătăm. Știți? Mă uit la mine. Acum m-am îngrășat, dacă nu, cel puțin în 6 ani putem vedea schimbările. Bun, dau cuvântul domnului viceprimar al municipiului Moinești. Vă rog. Mulțumesc, domnule subprefect. Felicitări pentru ce ați organizat aici împreună cu Crucea Roșie. Îmi spuneați mai devreme că este proiectul dumneavoastră de suflet și știu câtă dăruire și suflet puneți în a organiza acest eveniment și în a coordona acest mare grup de tineri veniți din toate colțurile țării. Iată că voluntariatul unește, voluntariatul vă face pe voi să vă responsabilizați și de ce nu să vă creeze pe viitor o pârghie spre o viitoare carieră. Poate și sunt sigur că mulți dintre voi veți urma o carieră în medicină, în armată, în diferite instituții ale statului care vin în ajutorul oamenilor, pentru că mă uitam pe bannerele de aici, voi sunteți împreună pentru umanitate, iar voi sunteți cei care răspundeți da acelor persoane care nu poate să răspundă. Felicitări încă o dată și nu uitați, fiți voi și fiți tari. Mulțumesc foarte mult. Am profitat de faptul că a fost prezent și este prezent alături de noi domnul viceprimar. Mi-a promis că va resuscita sub filiala din Moinești, pentru că acolo au mai fost mici pierdere în timp, dar înțeleg că organizația va funcționa din ce în ce mai bine prin venirea de noi voluntari. Aș vrea să salut prezența domnului Constantin Gherasim din partea primăriei municipiului Bacău. Mulțumim foarte mult că participați, domnul primar n-a putut veni. Și să dau cuvântul ultimului nostru invitat, ultimului venit, dar așa cum a spus colegului meu și mă bucur foarte mult că este alături de noi astăzi, domnul subprefect Gabriel Lupu. Mulțumesc tare mult! Am să mă folosesc fără... Fiind cadru didactic, mă adresez de multe ori în ura amfiteatre, mai mult sau mai puțin pline, dar mă ajută și vocea. Nu vreau să vă rețin. Aș vrea să salut prezența domnului primar, domnului colonel Babiuc, stimaților invitație noastră și prezența astăzi a diverse instituții. Mi-aș fi dorit, poate mai mult ca orice în această manifestare a noastră, să cunosc motivația fiecăruia dintre dumneavoastră. Instituția voluntariatului a prins contur și în țara noastră, să zicem, de curând. Eu consider că această instituție ar trebui cultivată, ar trebui educată de la cele mai vârste fragede, astfel încât deja, cum sunteți dumneavoastră acum, să fiți reale cadre de sprijin pentru în caz de aceste situații neprevăzute și de cele mai multe ori nefericite.
Mi-ar fi dorit mult ca la acest foc de tabără pe care spunea domnul suprefect că vi l-a pregătit la final, să fi auzit această motivație a fiecăruia dintre dumneavoastră. Sunteți atât de tine și sunt atât de invidios dumneavoastră, încât mi-ar fi plăcut fie și să stau numai la acest foc de tabără. Ideea este că am realizat că în viață, indiferent ce înveți, că o folosești mai devreme sau mai târziu, cu siguranță, cumva, undeva te vei folosi de aceste cunoștințe. Să dea Dumnezeu să fiți foarte bine pregătiți și să n-aveți unde să vă aplicați cunoștințele în caz de aceste dezastre. Pentru că nu ne-am dorit niciodată să avem aceste dezastre și să ne trezim nepregătiți. Prin urmare, vă urez din suflet ca această tabără să fie benefică pentru dumneavoastră, să vă însușiți cât mai mult aceste cunoștințe și să mă credeți că undeva, cândva, va trebui să interveniți, iar conștiința dumneavoastră va fi atât de degajată și atât de mulțumiți veți fi de dumneavoastră atunci când veți fi reușit să salvați, într-adevăr, o viață. Vă urez din suflet succes și felicitări organizatorilor! Vorbesc și eu la microfon de final. Încă o dată, mii de mulțumiri tuturor că ați răspuns invitației noastre să fiți alături de voluntarii de Cruce Roșie. Vă promitem că o să ieșim pe poarta galionului, că așa se numește acest platou, mai pregătiți pentru orice intervenție și sperăm, așa cum a spus și domnul suprefect, să nu fie nevoie de noi. Dar sigur e nevoie. E că sunt și alte evenimente care vin în sprijinul cetățenilor de zi cu zi. Domnule primar, domnule director, sper eu și în anii următori, împreună cu dumneavoastră, să putem organiza și alte ediții, iar voi să răspundeți invitației noastre. Cred că veți mai veni, sper. Da, mai vedem. Bun. Așa cum v-am promis și de fapt v-am propus, facem o fotografie de portret, de grup, după care vă invit la masă, am rugămintea și invitațiilor să rămânem pentru o socializare. Mulțumesc! Hai să ieșim să ne fotografiem. Ne vedem în 2023, dacă. Gata, mai faci una. Hai, te-ai dus mai în spate. Da, puțin mai în spate.